Bună, eu sunt Marius. Deși scopul principal al canalului meu nu este acela de a face review-uri pentru telefoane, totuși sunt atât de încântat de acest telefon, încât am decis să vă împărtășesc și vouă părerea mea. Vechiul meu telefon, Huawei, a împlinit de curând 5 ani. Și era foarte solicitat, se mișca foarte greu, trebuia să aștept 2-3 secunde înainte ca să pornească o aplicație și efectiv era insuportabil și era absolut necesar să-mi cumpăr alt telefon. Și ce calități am căutat eu la noul meu telefon? În primul și în primul rând mi-am dorit o baterie minim 5.000 de mAh. În al doilea rând, să aibă minim 6 GB RAM. În al treilea rând, să aibă 128 GB stocare și preferabil să fie un telefon de buget. Eu cred că sunt două categorii de oameni în ceea ce privește telefoanele. Sunt o categorie de oameni care preferă să-și cumpere un telefon premium, chiar dacă costă 1000 și ceva de euro, nu atât pentru performanțe, cât mai mult pentru imagine, ca să le creeze o anumită imagine. Și a doua categorie de oameni care preferă să-și cumpere un telefon de buget, să aibă performanțe cât mai bune pentru un anumit buget, și efectiv să-și facă treaba. Să poți să dai telefon, să-ți verifici mail-urile, chestii de genul acesta, de utilizare normală. Și singurul telefon care îndeplinea toate criteriile, eu fac parte din a doua categorie. Deci mă interesa un telefon de buget, cât mai bun, dar totuși un telefon de buget. Singurul telefon care se încadra la toate cerințele mele este Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Și l-am cumpărat așa de vreo 2 săptămâni, îl folosesc, a fost aproximativ 1100 de lei. Și la prima vedere, când îl iei și îl privești, îți dă senzația unui telefon premium, deși este telefon de buget. Și am fost foarte încântat de aspectul lui. Efectiv, ca și aspect, este comparabil cu un telefon de 2-3 ori mai scump. Bun, trebuie să recunosc că nu sunt absolut deloc dezamăgit de bateria de 5000 de mAh. În sensul că eu folosesc în așa fel încât în momentul când ajunge la 40% bateria, îl pun la încărcat și îl las la încărcat până ajunge la 80%. Ca să prelungesc cât mai mult viața bateriei. Și de obicei folosesc încărcare normală, pentru că eu personal că și asta cred că prelungește viața bateriei. Și încărcat așa, de la 40 la 80%, la o utilizare medie, mă ține cam 2 zile. Deci asta înseamnă 20% din baterie ține o zi. Deci teoretic, la o utilizare nu foarte intensivă, dacă l-ai folosit de la 100% la 0%, ar ține 5 zile. Încărcarea este de maxim 33 de W, dar eu nu folosesc încărcare rapidă, folosesc încărcarea lentă, pentru că doresc să păstrez cât mai mult capacitatea.
sistemul, m-am obișnuit și cu sistemul acesta de operare Xiaomi, chiar dacă la început a fost așa un pic nou pentru mine, dar până la urmă m-am obișnuit și sunt foarte încântat și de procesorul acesta octa-core. Nu se blochează, oricâte aplicații am deschis, nu se blochează, nu îngheață, nu-și dă singur restart. Sunt mulțumit de asemenea și de faptul că în cutie am primit și husa aceasta pentru telefon, care era inclusă în pachet și arată destul de bine. Singurul lucru care nu-mi place la el este folia, a venit cu o folie, în cutie are o folie pe ecran, dar nu știu dacă se vede, folia aceasta este foarte, foarte slabă calitativ, în sensul că în 2 săptămâni deja este plină de zgârieturi. Este foarte, foarte moale și probabil în 2-3 săptămâni o să trebuiască să-i înlocuiesc folia și sper să găsesc o folie de sticlă, pentru că la vechiul meu telefon folia de sticlă pe care am pus-o m-a ținut 5 ani și după 5 ani nu se vedea absolut nicio zgârietură pe folie. Se vedea doar o crăpătură din cauza că am scăpat eu telefonul jos. În schimb, nu, era foarte dură și absolut nicio zgârietură. Camera are 4 camere, care și cea principală are 64 megapixeli. Sunt foarte încântat atât de poze cât și de filmare, deși nu acesta era motivul principal pentru care am cumpărat acest telefon. Vă recomand acest telefon celor care doriți să vă schimbați telefonul, pentru că și evident celor care doriți și un telefon de buget, pentru că părerea mea este că dintre toate, dacă faci așa un raport calitate-preț, acest telefon în momentul de față este cea mai bună alegere pentru cine vrea un telefon cât mai premium la un preț cât mai mic. De asemenea, sunt foarte încântat de conectivitatea acestui telefon. În 4G am dat teste de internet, speed test, și am obținut aproximativ 30 și ceva de megabiți conectat în 4G, iar conectat în Wi-Fi cam 80-90 de megabiți, mult mai mult față de vechiul meu telefon. Nu, eu nu am cumpărat acest telefon pentru gaming, pentru o folosire normală, pentru mail-uri, pentru poze normale, pentru aplicații, pentru internet banking, pentru ăstea. E un telefon excepțional, extraordinar. Sunt foarte, foarte încântat de el. Dacă îl aveți și voi, ce părere aveți de el, dacă ați observat și alte avantaje și dezavantaje, aștept părerile voastre în comentarii. Vă mulțumesc!